Salut Ionuț, adversarul tot din Portugalia n-a ajuns la meci, însă a fost foarte repede replaced, dar văd că nici adversarul tot din România nu este aici. Salut Mihai, vreau să mulțumesc în primul rând promoției că mi-a găsit pe ultima 100 de metri adversar. Se pare că și ăsta a fugit. Cum a plecat și portughezul, a fugit și ăsta acasă. Văd că încep oamenii să fugă de tine pe la meciuri. Păi da, că sunt cel mai bun la 65. Oh, 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 bine! Mă simt foarte bine că am ocazia să mă lupt cu un luptător așa de experimentat și mâine seară o să fie show. Mulțumesc frumos și mult succes! Sunt alături de Mădălin Mogoș, colegul de antrenament al lui Bogdan Stoica, care mâine va avea de a face cu un băiat nou în promoția DFS. Cum crezi că va aborda meciul și crezi că va avea emoții în fața ta? Presupun că o să aibă emoții, mai ales că este la debut. Când o să vadă publicul, iar va fi o presiune în plus pe el. Cred că va veni cu entuziasm și cu foarte multă energie și își va dori să mă pună jos, dar o să-i stric planurile și nu vreau să țină prea mult meciul ăsta. Crezi că este un avantaj pentru el faptul că este un luptător local? Logic, pentru că o să îmi umple frigiderul o sală polivalentă, dar am mai luptat împotriva, să zic, omului care a avut, unui adversar care a avut o sală în spate și sunt obișnuit. Andrei, o revenire după 3 ani în ring. Vei mai continua după meciul ăsta? Băi, 100% voi mai continua pentru că au apărut foarte mulți fighter și trebuie să le arăt cine-i regele la categoria asta, da? 100% voi reveni și stați pe fază că o să fie scandal maxim. Vorbești de cei care scriu pe Instagram, TikTok și Facebook, nu? De oricine. Deci să înțeleg că tu o să fii regele la categoria ta. Cu siguranță, 100%. Salut Cezar, am auzit că nu ți-ai adus busduganul cu tine, însă ai o altă armă lângă tine. Da, nu l-am adus, având în vedere că numele meu este The Iron Mace, busduganul de fer. Pe cel de lemn l-am lăsat acasă, în vitrină. Și care este ăla de fier? Poftim? Care este busduganul de fier? Aici, el este busduganul. Am înțeles. Mult succes. Mulțumesc, mult succes. How do you feel about fighting Nastase tomorrow night? I feel good and I am ready for this match. I did hard sparring, hard model and hard training. I am ready. Mă simt foarte bine pentru acest meci, mă simt pregătit, am făcut foarte mult sparring, foarte puternic și sunt pregătit ca mâine seară lui Bogdan ce sunt în stare. Thank you very much. Bogdan, ai spus că mâine seară va fi brânza românească versus rahatul turcesc, dar niciunul dintre voi n-ați adus niciunul dintre aceste alimente. Păi nu le-am mai adus pentru că el îți ține rahatul lui acasă, eu îmi țin brânza mea acasă, fiecare cu produsele lui. Și mâine seară după meci îi dai niște brânză să nu fie supărat? Nu știu acum sincer, vedem care cine câștigă. Problema este în felul următor că o să fie meci greu, nu vezi că acum s-o și războiul și turcii vin pe noi, vin toată lumea pe noi, nu știu, o să fie meci interesant. Deci mâine trebuie să se termine România-Turcia 2-0 pentru români. Doamne ajută, eu asta îmi doresc. Eu am venit să-l bat, eu am venit la Buzău să mă bat cu el, să-l bat, el a venit în România să mă bat, acum cel mai bun să câștigi. Mulțumesc frumos, succes! Andrei, la fel ca și la Ionuț Popa, adversarul tău este de negăsit în momentul ăsta, ceea ce înseamnă că este puțin, poate, frică de tine, însă am auzit de la Andrei Leuștean că el o să fie regele la categoria 77 de kilograme în România. Îmi place Andrei, un sportiv bun, mă cunosc cu el, suntem prieteni, dar dacă o fi să ajungem să ne luptăm împreună, bineînțeles că o să ne facem treaba, atât eu cât și el. Și despre meciul de mâine seară, cum l-ai pregătit pentru adversarul tău? Sunt foarte bine pregătit, sunt în formă, am avut o pregătire bună, am avut sparring, am fost la băieții de la Iași, m-am antrenat cu Bogdan Năstase, pe forță am lucrat mult și cred că mâine o să arăt o formă foarte bună. Rembo, după lupta din Paris, toată lumea a spus că ar fi trebuit să-l faci knockout ca să câștigi, pentru că noi românii suntem puțin defavorizați, însă mâine seară să înțeleg că va trebui să-l faci knockout pe turc ca să nu mai se niciun dubiu. Așa ar trebui și 100% cred că așa voi face, sunt motivat, sunt nerăbdător și abia aștept să-i dăm drumul la treabă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Sunt aici cu adversarul lui Rembo. How do you feel about tomorrow night? Amazing match, big match. I am for the world this history. I am punch, nice, very win.
Sunt pregătit să fac istorie, o să lovesc într-una și o să vedem cine o să fie cel mai bun. Thank you very much. Once again in Romania, how do you feel about facing Cosmânca tomorrow night? Encore une fois en Roumanie, comment te sens-tu à la veille de combattre ton adversaire? Ah, je me sens très bien comme d'habitude. Yeah, he's feeling good, he's well prepared. Does he have a weapon in his arsenal? Est-ce que tu as une arme pour combattre ton adversaire? Monter la garde et frapper fort. Just keep your hands up and hit him hard. Fredrik Ema nu are prea mult de spus pentru meciul de mâine seară, doar că o să lovească foarte puternic și asta este tot ce a avut de spus. Salut Sebastian, cum te simți înaintea meciului de mâine seară, unde Chemaio n-a avut prea multe de spus, a fost puțin rezervat și a zis doar că va lovi tare și cu brațele în cap? Salut Mihai, mă simt plin de energie, încă nu la putere maximă, puterea vreau să fie mâine în totalitate. Acum sunt concentrat, relaxat, mâine trebuie să fiu în cea mai mare formă, o să iasă un meci mișto, este un adversar puternic. Abia aștept să lupt, sunt entuziasmat că lupt și mă bucur că am revenit în fenomen. Sunt alături de Bogdan Stoica, care mâine va întâlni un adversar cu 10 cm mai înalt ca el. Bogdan, cum vei aborda meciul de mâine seară? Cu multă inimă. Cum vei ajunge tu cu loviturile tale de genunchi, tocmai acolo sus? Nu cred că voi ajunge mâine acolo sus cu genunchiul, dar cu siguranță voi da o altă lovitură în arsenalul meu, că sunt plin de surprize și încă vă țin în suspans ca să fie surprinzător mâine. Hello, tomorrow night you will face one of the best Romanians in the world. How do you feel about tomorrow? I feel very good. My training was very good. My training camp 6 weeks, good training camp, but I always train every day. So I feel good, I'm prepared, so ready for war. L-am întrebat cum se va simți pentru mâine seară în fața celui care este unul dintre cei mai renumiți români din toate timpurile. El a spus că s-a pregătit 6 săptămâni pentru meciul acesta, a muncit din greu și că este gata să arate tot ce se poate mâine seară în fața lui Bogdan Stoica. Thank you very much!